Deschidem împreună cuvântul Domnului la Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1 la 11. Pagina 1058. Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1. Ascultăm cuvântul Domnului. Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, Uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, Argint și aurnam! dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmpla seara. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Amen. Doresc să repet un verset care a fost citit în această seară, versetul 17 care spune A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea, și slava în vecii vecilor. Amin. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat să fim la închinare și încă de la început am simțit mâna Lui binecuvântată. De la început, când am început să cântăm spre slava Lui Dumnezeu, a fost ochi care au lăcrimat, suflete care L-au simțit pe Dumnezeu și îi mulțumim pentru aceasta. Deși pentru început nu știam cine o să înceapă cântările, nu știam dacă va fi cine să le conducă, dar important este nu cine conduce cântarea, nu cine e în față, ci important este să fie Dumnezeu. Și vreau să vă spun că l-am simțit pe Dumnezeu de la început. Și asta e cel mai important lucru. Uitându-mă pe programare, am văzut că spus chiar în prima săptămână a acestui an. Și pot să spun că am onoarea să am prima predică în biserica din Asie în această seară, pentru că fratele Fănel a renunțat în prima zi a acestui an să predice și ne-a dus doar îndemnuri. Și m-am gândit ce aș putea să spun fraților mei pentru un început de an. M-am gândit la ultima predică a mea care a fost și vreau să vă amintesc celor care ați fost, iar celor care n-ați fost, despre ce am vorbit ultima dată. Ultima dată când am fost aici am vorbit despre patru categorii de oameni care vin la biserică și ascultă mesajul Evangheliei, dar cu două atitudini diferite sau două scopuri diferite. Și prima a fost oameni care nu ascultă mesajul și unii sunt îndreptățiți să nu asculte pentru că au altceva de făcut pentru binele mers a bisericii și alții care din ignoranță nu te ascultă. A doua categorie de oameni sunt cei care iau notiție ca să-ți arată greșelile. Și unii bine fac că ți-au -ți notițe, pentru că trebuie să te corectează când deviezi de la adevăratul cuvânt al Scripturii. Iar alții care fac cu scopul de a te denigra și de a te înjosi și de a te termina. Apoi, a treia categorie, oameni care vor să vadă esența mesajului. Și spuneam la acele momente, sunt oameni care iau esență din poezia unui copil, iar alții nu pot să ia din predistar esența mesajului. Și apoi am încheiat cu oameni care așteaptă să le vorbească Dumnezeu. Și totuși aici am găsit două categorii. Oameni care oricât de bine ar vorbi predicatorul spun, nu a vorbit Dumnezeu. Și oameni care chiar dacă un copil vorbește ceva din partea lui Dumnezeu, îi vorbește Dumnezeu. Am găsit acești oameni nu numai în biserică, i-am găsit pe paginile Sfintele Scripturi și am amintit atunci în acele momente. Iar acum vreau să avem continuarea la această predică, la acest mesaj. Și acum vreau să vă vorbesc despre cele două atitudini sau cele două scopuri cu care vin oameni la biserică și ce ar trebui să facă ei în anul 2017. Pentru că trebuie să facem o schimbare la atitudinile care le avem când venim aici în casa lui Dumnezeu. Și prima atitudine, vreau să iau atitudinea pozitivă, aceea care îl vede pe Dumnezeu în biserică, ori din ce parte și ori din ce categorie ar fi ea. Și această categorie o voi pune alături de Petru și de Ioan. Oamenii a lui Dumnezeu, oameni care vin și stau în prezența lui Dumnezeu, oameni care vin la biserică și îl simt pe Dumnezeu. Și acești oameni trebuie să-și facă ceva în 2017. Nu-i destul doar că vin la biserică. Și a doua poziție este poziția negativă și sunt cei care, datorită stărilor spirituale, nu pot să aibă bucuria care o ai tu pe față și care o am eu de atâtea ori. Și se întreabă de ce ei plâng, de ce ei se roagă cu har, de ce ei cântă cu har. Acolo e o problemă spirituală. Și nu pot să stea în prezența lui Dumnezeu. Și aici îi voi pune alături de omul olog și cei ce intrau și ieșeau din templu. Deci sunt aici toate categoriile acestei de oameni. Petru și Ioan, oamenii puternici al lui Dumnezeu, plini de puterea Duhului Sfânt. Ologul care, datorită ologiei care o avea în acele vremuri, dacă aveai o meteahnă tupească, nu puteai să intri în templu, îți era interzis pentru că spurcai templu și era ținut la intrarea templului, la intrarea porții frumoasă, poarta frumoasă, era o intrare în curtea templului, nu intrarea direct în templu, stătea acolo și cerea de milă de la cei ce intrau și ieșeau. Și intrau oameni și ieșeau, oameni care poate aveau de-a face cu Dumnezeu sau aveau de-a face doar cu ritualurile. Și m-am gândit să-i dau un titlu acestei predici. Și titlul predicii este îndrumări sau sfaturi pentru anul 2017, care au ca rezultat momente binecuvântate de Dumnezeu. Și haideți să ne ocupăm de primul, primul gând și primul sfat. Vinul la biserică chiar și atunci când nu e nimic deosebit, chiar și atunci când nu e o zi importantă. Și de unde desprind acest cuvânt din Primele trei versete, Petru și Ioan se suiau împreună la templul, la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea în versetul 46 din capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toți erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Deci în fiecare zi, nu a fost o zi scrisă sau o zi deosebită în care Petru și Ioan să meargă la templu. În fiecare zi, în fiecare zi, la templu, la ceasul rugăciunii. În fiecare marți, la templu, la rugăciune. În fiecare joi, în fiecare duminică. Nimic deosebit. Timp îndelungat, mergem și venim de la templu. O zi normală, o zi obișnuită, continuă să vii la biserică. Apoi, era acest loc din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită frumoasă. Deci nu din când în când, în toate zilele te întâlneai cu el acolo. Și de fiecare dată el venea și cerea milă și milă și milă de la cei ce intrau în templu. Acolo mai era o categorie de oameni care veneau de fiecare dată. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoștea că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului care să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplasere. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul care l-a văzut de fiecare dată, a alergat și a intrat în pridvorul zis al lui Solomon, oameni care de fiecare dată veneau la biserică. Îți pui întrebarea, de ce să vin de fiecare dată la biserică? De ce de fiecare dată? Nu văd nimic spectaculos în prezența la biserică. Nimic! Aceiași oameni care predică, aceiași oameni care ești intră și iasă, aceiași oameni cu stângăciile lor, cu problemele lor spirituale, aceiași oameni al lui Dumnezeu care ne conduc în închinare. De ce să mai venim la biserică joia? De ce să venim marțea? De ce? Pentru că nu e nimic spectaculos. Dar. Vreau să aduc un exemplu. Odată un tânăr și-a terminat studiile în Anglia, provenea dintr-o familie destul de înstărită. În momentul terminării studiilor și-a depus CV-urile pentru a-și găsi un loc de muncă, dar tot în același timp Dumnezeu a lucrat la inima acestui tânăr și s-a convertit, l-a primit din toată inima pe Dumnezeu. Iar după ce l-a primit pe Dumnezeu, a hotărât să plece ca misionar în Africa. Era în perioada de așteptare când a plecat și încă nu avea niciun răspuns de la cv care le-a pus și a plecat în Africa, iar când a ajuns acolo a rămas fără rezerve, fără nimic și a scris două cuvinte pe Biblie. A început în Africa fără rezerve. A lăsat totul în Anglia și a început o viață nouă în Africa. Și a continuat viața în Africa, ducând o viață alături de Dumnezeu, spunând oamenilor despre Dumnezeu. La un moment dat, a venit un răspuns din partea oficialităților engleze care i-au oferit un anumit loc de muncă, plătit bine, un loc de muncă promițător. Prietenii îl chemau să se întoarcă, familia aștepta să se întoarcă. Era pus în faza de a alege să rămână ca misionar sau se să întoarce să-și urmeze cariera. În acele momente a rămas totuși alături de Dumnezeu și a zis, voi rămâne ca misionar. Și a continuat și a scris următoarele cuvinte pe Biblie. Fără retragere. Orice ar promite lumea, a scris atât. Fără retragere. Rămân ceea ce a pus Dumnezeu în mine și voi continua să fac. Apoi, către sfârșitul vieții, a mai scris încă două cuvinte. Și aceste două cuvinte sunt: Fără regrete. A spus: Nu regret nimic din ce am ales să fac pentru Dumnezeu. Am renunțat la carieră, am renunțat la Anglia, l-am ales pe Dumnezeu și l-am slujit. Și nu regret nimic. O viață de credincios cam asta înseamnă. În momentul în care îl primim pe Dumnezeu în viața noastră, Trebuie să scriem fără rezerve. Nu mă rezervă nimic din lumea aceasta. N-am luat cu mine nicio rezervă din lumea aceasta. N-am adus-o în biserică. Când am început aici a slujirea în biserică, când l-am primit pe Isus Hristos în viața mea, am început-o fără rezerve din partea celui rău și l-am primit cu adevărat pe Dumnezeu. Și apoi continui, fără retragere. Și aici mă văd stângaci. Pentru că am făcut-o și am dat un pas înapoi. Poate ai făcut-o și tu. Dar pentru anul 2017 îți doresc să nu mai ai retrageri, să continui orice ar fi. Și atunci când ești zdrobit, și atunci când ești lovit, și atunci când biserica e plictisitoare, continuă. Pentru că e Dumnezeu care te va binecuvânta. Îmi doresc să scriu, dacă n-am scris aceste patru cuvinte până aici, îmi doresc ca la sfârșitul vieții mele să scriu acele două cuvinte. Fără regrete, să nu regret nimic din ce am făcut pentru Dumnezeu. Asta mi-e dorința mea. La sfârșitul cel puțin anului 2017, să pot să spun lucrul acesta. Am avut tentativă de atâtea ori să mă retrag. Am fost pus chiar în situație și mi s-a spus, retrage-te. Și am continuat. Și m-au întrebat alții de ce continui. Alții mi-au spus, continuă. De ce? M-am întrebat și am văzut în cuvântul lui Dumnezeu. Am pregătit acest mesaj, mă gândeam la el când mergeam spre Franța marți dimineața, meditam la ce cuvânt să aduc înaintea bisericii și Duhul lui Dumnezeu mi-a dat aceste cuvinte. Le-am scris acolo pe volan în timpul mersului și m-a cercetat Dumnezeu cu puterea Lui și a zis, Doamne, unde sunt? Ce am făcut pentru tine? Vreau ca în anul 2017 să dau un sfat fraților mei din ase, să-i îndrum, să le aleagă pe Dumnezeu. Pentru că Isus a făcut mai mult pentru mine. Mai mult de a lăsa problemele noastre, Marția, de a lăsa oboseala noastră deoparte, mai mult de a face orice ce facem noi marțea, joia și duminica. El a făcut mai mult, a lăsat gloria, a lăsat cerul, a lăsat slava. Pentru cine? Pentru mine. Pentru mine a făcut-o. A lăsat gloria la vârstă minoră, copil, trebuia să fugă dintr-o parte în alta, pentru că era urmărit să fie omorât. Ce toate pentru mine? De ce trebuie să vin? De ce trebuie să continui să vin? Chiar dacă nu-i nimic spectaculos, îmi cer voie, sorei Mariana Danciu, să iau numele, să-l folosesc în această seară, dacă îmi permite. Mulțumesc. Vreau să o întreb. Nu îmi răspunde. Pentru ce plânge sora Mariana Danciu de fiecare dată când vine la biserică? Stăteam mar seara aici în față și îmi sunau cuvintele ei în ureche. Slăvit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Aleluia! De ce? Întrebați-o dacă nu știți la sfârșit. Sora Mariana Dance a fost vindecată de cancer. Cum ar putea ea să treacă și să nu spună slăvit să fie Domnul? Când inima ei tângește și are dorul veșniciei. Cum aș putea eu să tac când Dumnezeu e prezent aici? E Dumnezeu prezent în biserică. Ce faci? Vei tăcea în fiecare zi? M-a bucurat când am auzit vorbele ei, când am stat aici marți seara și a zis: E minunat un om care este salvat de Dumnezeu, de slavă lui Dumnezeu și când au fost trei oameni în biserică, a avut amin și aleluia pe gură. Pentru care relație e părtășie cu Dumnezeu? Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să continuăm în fiecare zi și să să-i spunem: Doamne, vreau să te urmez pe tine, vreau să te urmez pe tine, lăsând în urmă tot ce e rău, să n-am nicio rezervă. Să te urmezi fără retragere, ca la sfârșit să pot să scriu, fără regrete. Al doilea sfat pentru această seară este: fă timp să stai de vorbă cu cel ce stă cu mâna întinsă către tine și în drumul spre Hristos. Versetul 4 ne spune: Pentru că Ioan s-a uitat ținte la el și a zis: Uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur urnam dar ce am îți dau? În numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. fă timp să stai de vorbă cu cei pe care diavolul i-a răpus, cu cei ce ologesc, cu cei ce nu pot intra în prezența Lui Dumnezeu pentru că starea lor spirituală i-a răpus. Îmi veți spune probabil întrebarea, a trecut Iisus de atâtea ori pe lângă el. De ce nu s-a oprit să le vindece? Pentru că ne-ai spus în primele versete că era dus și pus în fiecare zi acolo: Avem oameni care au probleme la noi în Biserică. Se roagă lui Dumnezeu să scape de anumite patim, de anumite necazuri și anumite probleme prin care trec și ne uităm la ei și zicem, Doamne, de ce nu intervii? Iisus Hristos a trecut pe lângă el de atâtea ori și nu s-a oprit să-l vindece. Deci a vindecat ciungii, a vindecat ologii, a vindecat orbii, surzi, a scos demonizații și totuși pe acest slăbănog l-a lăsat acolo. Și nu putem spune că nu știa Iisus despre el pentru că el era olog din naștere, Lucrurile astea s-au întâmplat la câteva luni după înălțarea lui Isus Hristos la cer și singurul scop cu care cred că l-a lăsat, l-a lăsat pentru Petru și Ioan, ca din fuga lor grăbită în fiecare zi spre templu, într-o zi, la ora trei, să se oprească din mers și să-i întindă o mână. Dacă unii din biserică de la noi nu pot să scape de anumite lucruri, nu uita, tu care ești omul lui Dumnezeu, ești chemat în anul 2017 să faci o pauză din alergarea ta și să-i o întinzi o mână, să-l salvezi. Ăsta e sfatul următor pentru anul 2017. Au trecut mulți pe lângă ei. I-au aruncat câte un ban care zorgănea. I-au spus, probabil, câte o vorbă. Și el stătea cu mâna întinsă. Dacă cumva în această seară stai cu mâna întinsă, înspre cei ce îți aduc cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, înspre cei ce te îndeamnă prin îndemnuri sau îți predică, dacă tot timpul te vei uita la noi, vei rămâne o loc pentru totdeauna, vei rămâne în starea ta spirituală pentru totdeauna. Ceea ce vreau să fac în această seară este să-ți îndrept gândul de la mine și la toți cei ce slujesc în biserică, de la toți cei pe care tu îi vezi oamenii puternici al lui Dumnezeu, să te îndrept către Hristos. El e Cel ce te poate ridica, El e Cel ce te poate vindeca, El e cel, cel ce îți poate schimba viața ta. Ce vei face? Vei continua în continuare să stai cu mâna întinsă la unul și la altul? Gândul meu și îndrumarea mea este, îndreaptă-ți privirile către Iisus Hristos. Petru și Ioan spuneau, Argin și în aur n-am. Vă uitați la mine, n-am ce să vă dau. Eu n-am nimica. Ce am, mesajul v-am spus, l-am primit din partea lui Dumnezeu, este a lui. Cântarea este a lui. Tot ce facem este a lui Dumnezeu. Nu vă uitați la noi. Uitați-vă că tot ce facem aici vine de la Dumnezeu. Argin și aur n-avem. Dar ce avem, vă dăm. În numele lui Iisus Hristos. Ridică-te și umblă! Dacă ai ologit până în această seară, cuvântul lui Dumnezeu care ți-l transmit în această seară este Ridică-te și stai înaintea lui Dumnezeu! Stai în prezența lui Dumnezeu și simte-L pe Dumnezeu! Este cel mai important lucru! O zi în care totul părea până la ora 3 normal. Oamenii intrau și ieșeau. Oameni care nu aveau nimic de a face nici cu Slăbănogul, nici cu Petru. Oameni care mergeau la templu pentru anumite slujbe. Petru și Ioan mergeau ca de obicei și într-un moment, la ora 3, Dumnezeu începe să facă o lucrare. Te întreb pe tine, în anul 2017, ce planuri ai pentru anul acesta? Știi că tu ești ambasada lui Dumnezeu pe pământul acesta? Nu ambasador, ambasadorul Iisus Hristos. Tu ești ambasada deci facem o diferență. Ambasadorul îi trimis din România în Belgia ca să ne facă anumite acte. El ne acceptă să mergem în România, să nu mergem, El ne dă actele sau nu ne le dă. Asta o face Isus Hristos, noi nu o putem face ca și oameni. El are ultimul cuvânt, El îți pune viza de a intra în împărăția cerului, dacă pot să spun lucrul acesta. Ambasada ce reprezintă? Ambasada, locația, reprezintă un loc anumit din România în Belgia, un loc anumit a unei țări într-o altă țară străină. Dacă mă duc, mă duc la ambasada română. Cât e perimetrul acela, aparține României. Acolo se vorbește limba română, acolo se dau legile României. Noi suntem ambasada lui Dumnezeu și haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu ca să vedem în 2 Corinteni, în capitolul 5, versetul 18, spune și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat cui? Nouă. Propovăduirea acestei împăcări. Și zice mai departe, noi dar suntem trimiși și împuterniciți a lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi să vă rugăm fierbinte numele lui Isus Hristos, împăcați-vă! Cu Dumnezeu. Noi trebuie să reprezentăm legile lui Dumnezeu în locul unde suntem. Unde sunt eu e ambasada lui Isus Hristos. Unde sunt eu reprezint legea lui Isus Hristos. Și unde sunt eu dacă Isus Hristos în mine am eu o viață și o trăire sfântă lângă Dumnezeu. Pentru că recunosc că sunt ambasada lui Dumnezeu și când vine cineva la mine, vine la ambasada cerului. Te-ai gândit la lucrul acesta? Dumnezeu să ne ajute să conștientizăm că suntem copii de Dumnezeu. Și mai mult ca atât, ce ne-a încredințat Dumnezeu? Și dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 61, cu versetul 1, începând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să cu un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușe, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinții ai neprihănirii, un sad al Domnului ca să slujească spre slava Lui. Poate veți zice cuvintele acestea se referă la Isus Hristos. Și vă dau dreptate, pentru că el în capitolul 4 din Luca spune Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le auziți. Acum lucrurile sunt atribuite lui Iisus Hristos. Dar te întreb, prin jertfa lui Iisus Hristos de pe calvar, ce suntem noi față de Iisus Hristos? Prin jertfa lui Iisus Hristos ne-am frățit. Prin jertfa lui noi suntem numiți copii de rege. Suntem copii de Dumnezeu. Atunci când noi suntem în lumea aceasta, noi suntem ambasada lui Dumnezeu, suntem să ducem legile cerului aici pe acest pământ. Ce să facem? Ne atribuim nou acest verset pentru că Iisus Hristos s-a înălțat la cer și ne-a lăsat nou și a zis mergeți și faceți ce am făcut eu, ridicați oameni, ridicați ucenici. Și El spune, Duhul Domnului este peste mine, și asta ne putem spune fiecare dintre noi în această seară. Duhul lui Dumnezeu este peste noi. Ce să facem? Să ducem vești bune celor nenorociți. Poți să o faci? Putem să o facem. În anul 2017, să dăm o mână celui care are nevoie de ea. Să vindec pe cel cu inima zdrobită. Nu neapărat că e vorba de o boală a inimii, ci este o întristare a sufletului, care de atâtea ori nu poate spune soțul soției și soției soțului, dar are un om de nădejde în biserica din ase și o poate spune. Și tu mergi cu ea și cu persoana respectivă înaintea lui Dumnezeu și Duhul Domnului care acolo acolo vindecă inima zdrobită și inima întristată. Poți să o faci în anul 2017? Da, putem să o facem pentru că am spus Duhul lui Dumnezeu este peste noi să vestesc robilor slobozenia. Sunt oameni care sunt cuprinși de anumite patimi și putem să le spunem în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, poți să fii liber, poți să o faci asta? Să vestești lucrul acesta? Să-i spui celui de lângă tine, colegului de muncă, care nu se poate lăsa de patima tutunului, de alte și alte patimi care îi robește, să-i spună, este un Dumnezeu care poate să te elibereze și Dumnezeu să o facă prin fiecare dintre noi. Amin. Și prinșilor de război, izbăvirea. Sunt prinși de război, sunt copii pe care i-a smuls diavolul și a dus în lume și spun, nu mai am nicio șansă a mântuirii. Tu să fii omul care în anul 2017 să-i spui, vino Vino! Isus Hristos te iartă și te așteaptă. Cât vei mai rătăci pe căile acestei lumi? Poți să o faci și asta în 2017? Poți! întinde o mână pentru că Dumnezeu te va ajuta. Să vestesc un an de îndurare al Domnului. Deși ani și zilele care ne stau în față nu par a fi foarte, foarte bune, par de atâtea ursumbre. Dar putem să spunem, încă Dumnezeu ți-a dat viață, este un an al îndurării pentru tine. Ce vei face? Dar și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Și asta trebuie să o spune. Pe lângă că e anul binecuvântării și îndurării lui Dumnezeu. Să nu uităm să le spunem că este și o zi de răzbunare a lui Dumnezeu. Să mângâi pe toți cei întristați. Să-l dau celor întristați din Sion să le dau o cunună împărătească în loc de cenușe, un delem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâgnit, ca să fie numiți terebinții ai neprihănirii. Terebint este un copac care crește undeva în Orientul Mijlociu, ce seamănă cu bradul, este molid. El face o rășină care se folosește și rășina asta este foarte puternic, pronunțat mirosul ei. Se folosește în medicamente, spunea, și în industrie. De ce să fim numiți terebința neprihănirii? Pentru ca noi, rășina care e noi, să fie atât de puternică încât să se imprime în cel care stă lângă mine. Pentru asta ne vrea Dumnezeu. Că atunci când vine cineva la noi, vine cu starea apăsată și amărâtă, eu sunt ambasadorul cerului, rășina din mine este atât de puternică încât să imprime în celălalt de lângă tine. Asta trebuie să fie creștina lui Dumnezeu. Nu ca o laudă o aduc, dar am mers în vara trecută. Am mers cu mașina înspre România de la Budapesta și am fost la ocazie luat mai mulți. M-a surprins și m-a bucurat ce am auzit. Din discuții după o călătorie de câteva sute de kilometri când ne apropiam de România, cineva care stătea în spatele mașinii, eu eram în față, a spus, tu ești pocăit. Și am zis, de unde știi? pentru că vorba te dă de gol. Atunci când stăm între oameni nepocăiți, vorba noastră trebuie să ne dea de gol că suntem oameni al lui Dumnezeu. Nu putem vorbi ce vorbesc ei, nu putem trăi cum trăiesc ei, pentru că noi suntem terebința ai neprihănirii și rășina care e în noi emană puternic spre cei de lângă noi. Să le întindem o mână, să-i ajutăm să-i scoatem. Mă uit, timpul a trecut. Mai rămâne să vorbim despre momente binecuvântate. Vreau doar să le amintesc. Atunci când vii în prezența lui Dumnezeu, chiar și când nu-i nimic important la biserică, continuă să vii, pentru că va veni o zi în care Dumnezeu te va atinge și îți va arăta ceea ce trebuie să faci. Dacă ești un om al lui Dumnezeu și nu vezi răspunsul în biserică, continuă să slujești mai departe, pentru că Dumnezeu te va folosi și va ridica oameni prin tine. Și al doilea sfat care a fost, întinde o mână celui căzut. Și ia versetele din Isaia și fă ceea ce ai de făcut pentru semenul tău ca să-l duci în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Pentru că atunci Dumnezeu va revărsa momente binecuvântate și am zis doar le amintesc. Dumnezeu este gata atunci când face aceste lucruri să se implice în acțiunile tale și ați oferi momente binecuvântate și dacă citim versetul 78, spune, l-a apucat de mâna dreaptă, l-a ridicat în sus, îndată i s-au întărit tălpele și gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umle. A intrat cu ei în templu, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Dumnezeu, dacă te vei implica și vei face, Dumnezeu este gata să se implice și să vindece. E un moment al binecuvântării lui Iisus Hristos. Al doilea, îl găsim de la versetul nou în continuare, tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu, îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut ois de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Versetul 12. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, Dumnezeu va deschide oportunități de a vesti Evanghelia. Dacă ești devotat lui Dumnezeu și dorești să-i slujești lui Dumnezeu, Dumnezeu va duce momente binecuvântate prin care va vindeca și -o a făcut-o în biserica noastră și va aduce momente în care să spui și celor din jurul tău că există un Dumnezeu cu adevărat. Pentru că suntem aproape de perioada sărbătorilor, doar câteva minute să spun ceva din viața mea. M-am botezat în anul 2006, au trecut câteva luni, s-a apropiat sfârșitul anului. 2006. A început seara de colinde și aici vreau să aduc câteva lucruri la ceea ce am vorbit în această seară. În fiecare an, de la seara de colinde, promiteam părinților, dacă mă las să merg la colinde duminică dimineața sau în următoarea zi, prima zi de Crăciun, voi fi la biserică și dimineața și seara, nu mai să mă lași. Am luat acest principiu în viață. De când am fost tânăr, aproximativ 10 ani în urmă, când am început, și până în 2006, ceva de genul. 10 ani de zile, de fiecare dată, dimineața, prima zi, meream la biserică, a doua zi, doar ca să mă lase să merg la Colindă. Când am crescut mare, am continuat mai departe. Vreau să vă spun că m-am dus ca de obicei, obosit, ca după o seară de Colinde. Nu știam ce o să se întâmple, dar în decembrie 2006, îmi aduc aminte cu bucurie. Stăteam pe bancă și a venit un om al lui Dumnezeu și a predicat Evanghelia. Cât timp s-a predicat Evanghelia, Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat. Deși ani de zile mergeam de Crăciun dimineața la biserică, a fost anul în care Dumnezeu s-a atins de mine. Ca o încurajare, continuați să veniți la biserică, chiar dacă trec ani de zile a venit o zi în care Dumnezeu s-a atins de mine. Și dacă până atunci eu nu puteam să dau un îndem și fugeam de această scriptură să vin la învon, a fost providența lui Dumnezeu care avea în plan altceva. A trebuit să plec cu niște tineri în Elveția să petrecem ultimele sărbători acolo. Am mers cu ei acolo, am petrecut cu tineri din aproape toată Europa, din Elveția, Germania, Franța și alte țări, România. Am petrecut clipe binecuvântate câteva zile acolo o bucurie și o splendoare să fim împreună atâtea națiuni adunate într-un singur loc cu un singur scop, Dumnezeu. Dar în drum spre România, pe data de trei, este ziua mea de naștere, a fost. Un tânăr dintre cei 27 cu care am fost plecat a aflat despre asta și mi-a pregătit o surpriză. Nu pot să vă spun în cuvinte. Mulțumesc soției care îmi pregătește de fiecare dată surprize. Mulțumesc tuturor, dar acea a fost cea mai bine cuvântată seară și noapte când undeva în jurul orei 2-3, către dimineața, ne-am oprit în peco, credeam că o să intrăm în pompă, dar ca niciodată, mașinile s-au oprit în parcare, în largul parcării, au făcut cerc una lângă alta, eu nu știam, au înconjurat mașina în care eram eu, s-au dat toți tineri jos și m-au chemat să vin în mijloc și au făcut ceva într-o țară străină. peco mi-l aduc aminte de câte ori trec pe lângă el. este ultimul peco de pe autostradă înainte de a intra în Budapesta acolo 27 de tineri au înălțat mâinile și rugăciunile către Dumnezeu și m-au încredințat în brațul Domnului. A fost o bucurie enormă, a fost cel mai binecuvântat am pe care l-am trăit în viața mea, spiritual mă refer. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu și-a întins mâna peste mine. Urma să mă întorc și data de 25, când Dumnezeu m-a cercetat seara, am mers la colindă, ceva îmi spunea, trebuie să faci ceva pentru tinerii bisericii la ca... cu care ai fost. Doamne, ce să fac? Eu vin dintr-o altă biserică, am crescut o comună lângă, n-am ce să fac pentru ei. Ei, în timp ce eu eram plecat, ei s-au adunat de câteva ori, s-au întâlnit, m-am întors și m-au chemat și pe mine la întâlnirile lor. Am mers cu bucurie pentru că îmi plăcea părtășia cu tinerii, la care i-au zis, n-ar fi bine să ne adunăm noi tinerii, să ne întâlnim. La care toți am căzut de acord, ba da, dar trebuie să vorbim cu biserica. Dacă ne lasă, atunci tinerii au propus câțiva tineri să meargă să discutăm cu anumis frați din comitet care ne puteam noi atașa mai bine, care erau mai departe noastră. Am mers, am vorbit, ei au zis, da, noi acceptăm, suntem de acord, dar să vedem ce zice păstorul. Trebuia să stăm de vorbă cu păstorul. Am mers și am stat de vorbă cu păstorul, fiind mai îndrăzneți, așa, au zis du-te tu și vorbești m-am dus și am vorbit, dar păstorul a făcut următorul lucru Vino că trebuie să stăm de vorbă doar noi doi, am discutat ceea ce mi-au spus tinerii, am venit și urma să fie adunarea generală dar acolo în adunarea generală păstorul a anunțat dacă biserica e de acord, da, e de acord dar cine se ocupe de ei? eu, nefiind din biserică, aruncam către cei care sunt biserică dar s-a ridicat un frate din comitet, a venit în spatele meu și a spus Daniel tu, nu frate, ia, ăla altul, nu tu. Frate păstor, de acord? Eu de acord, biserica. De acord, și au trebuit să încep să fiu lider de tineret, ceea ce nu m-am așteptat niciodată. Asta a pregătit Dumnezeu pentru că Dumnezeu m-a cercetat. Și de același frate a spus, frate, de azi încolo ești lider, trebuie să predici evanghelia. Și am zis, frate, eu nu pot. Și Dumnezeu îți va da. Și din data aceea Dumnezeu a turnat har și binecuvântare și Dumnezeu mi-a dat putere și propășire și astea toate pentru că am continuat să merg la slujire, am continuat să merg la biserică chiar și atunci când nu era important, chiar și atunci când era o zi de rutină, când nu era nimic deosebit, pentru că Dumnezeu în providența Lui poate să-și cerceteze inima. Continuă să mergi la biserică, continuă să stai în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu la momentul potrivit te va ridica amin.